În urma unor activități specifice efectuate pe 7 februarie pe raza comunei Hodac, lucrătorii Biroului de Ordine Publică pentru Mediul Rural Reghin și ai postului de poliție Hodac au identificat și reținut un tânăr în vârstă de 20 de ani. Împotriva acestuia, judecătoria Jibou din județul Sălaj a emis mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru o perioadă de 2 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Condamnatul a fost depus în penitenciarul Târgu Mureș.